Salut! Cum putem transforma pâinea uscată în magiun de prune? Haideți să vedem! Aici avem lada cu pâine uscată. Vom scoate pâinea din această ladă. Ce? Ai strâns aici? Uite, aici am porumb. Și am strâns, că dacă tot am tot s-a strâns, am strâns o aici. Ia, ține ca să o încalc eu. Că e păcat de ea, e o pâine uscată, curată, de nu pâine mucegăită sau... Că nu am păstrez. Văzut că atunci când ai dat, nu era mucegăită, pe femeia când vine cu ea... Că nu, nene, nu știe să o sugă acasă. Da, e incomodă. Și știi ce mai am aici? Eu mai am coși de ouă uscate între ele. Etapa numărul 2. După ce am dat pâinea vecinului, am ajuns în livada lui cu prune. Are niște prune mari și dulci, delicioase. Așa că vom culege prunele și vom face magiun. Prunele le-am spălat și am scos sâmburii din ele. Acum urmează să le dau prima șansă de tocat carne. Am trecut prunele prin mașina de tocat carne. Peste această pastă de prune tocate am să adaug 1 kg de zahăr. Am pus zahărul și acum îl incorporăm în pasta de prune tocate. Am să las o oră la macerat, pentru ca zahărul să se dizolve bine și să se combine cu sucul de prune. După care am să-l pun la foc pentru timp de minim o oră jumătate, două. Așteptăm o oră. Magiunul a început să fiarbă bine, așa că trebuie să stau lângă el pentru a-l amesteca. În felul acesta evităm prinderea de fundul vasului, de arderea acestuia. Și totodată îndepărtăm și spuma care se formează. Fierbe deja de 45 de minute, mai avem cel puțin o oră de fiert. După
două ore de fiert începe să aibă consistența potrivită. Am să-l mai las să mai fiarbă încet, la foc mic, încă o jumătate de oră. Se poate face magiun din pâine uscată? Cu siguranță nu. Dar putem transforma pâinea uscată în magiun. Cum? Simplu. Dacă avem un vecin binevoitor care are păsări, care are porc sau câine, îi putem da această pâine în schimbul fructelor. În cazul meu au fost prunele, dar pot fi mere, pot fi legume, roșii, cartofi. Așa că aveți acasă o resursă bogată, importantă, pâinea. Nu o aruncați la tomberon. Păstrați-o, uscați-o și când ajungeți pe la țară, transportați-o într-un sac și orice cetățean, orice om de la țară va fi bucuros să primească această pâine și să vă dea în schimbul ei produse pe care el le realizează în grădină. Astăzi am transformat 2 saci de pâine în 24 de borcane de gem de prune. Da, vecinul coace ardei în grădină, din grădină. Da, mai... Nu sunt ca aia din piață, dar... Sunt buni, sănătoși și foarte gustoși. Și uite așa, împreună cu vecinul Licuță, am transformat pâinea uscată în magiun de prune. Magiun de prune. Puteți încerca și voi. Spor la treabă și multă sănătate.